până te gem eu terme. Să și? Alo, bună ziua, sunt Yankee Romeo 5662 și am un plan de zbor de la Ghintari înspre Cluj-Napoca la 1.45 la curentă. Eventual, dacă aveți un spot code, să-mi spuneți acum să-l pun, că nu o să am recepție până nu urc mai sus. Bine, și vă chem când am recepție după decolare. Da, vă rog, sigur că da. În regulă. Bine, perfect, mulțumesc. 6752, mulțumesc frumos. Mulțumesc, fără dare. Avem frecvența Napoca Proci, frecvența principală a turnului Mureș. Pe dânsii vom contacta de îndată ce vom avea semnal, pentru că aici în vale nu este recepție și vom urca puțin mai sus ca să-i putem recepționa și acolo vom intra în legătură cu turnul Mureș. Ei coordonează cu Approach-ul și vom urca la 4500 picioare pe rută spre Cluj. Drumul spre Cluj va dura undeva la 40 de minute. Facem o ultimă verificare, ușa închisă, siguranțată, pompa de combustibil pornită, cuia pornită, cuia oprită, scade presiunea, cuia pornită, avem presiune pe circuitul de combustibil, de alimentare, avem încărcare, temperaturi minime avem, pentru că avem rasta la sol doar o jumătate de oră. Avem frecvențele pregătite, flapsurile one step, comenzile sunt libere, robinetul de combustibil este deschis, combustibilul în aripi avem în amândouă aripi, așadar suntem gata de plecare. Între timp mi-am dat jos și geaca pentru că este cald, s-a încălzit foarte tare, așadar vom decola, iar apoi exact pe unde am venit vom vira dreapta, vom merge crosswind, apoi vom merge pe latura lungă și înspre Cluj. La înălțimea de siguranță, adică peste 500 picioare față de sol, vom retrage și flapsurile și inițiem virajul să evităm pe cât se poate localitatea. Terrain ahead.
5157, sunt la sud de aeroclub, circa 2000, altitudine 2000 de picioare. Intenționez să aterizez pe pista 05. Bun, am decolat. Copia 5756, vertical, weekend la 2200 de picioare. Am confirmat 5157. Reducem puțin din regimul de motor, continuăm urcarea. Undeva la 3000 de picioare, aproape de 3000, avem deja recepție cu turnul Mureș. Turnul Mureș, Bianchi Romeo 5672. Bianchi Romeo 5662, turnul Mureș. 5662, am decolat de la Ghindari cu Alfa 6752. În acest moment travers Delta Mike 3 la 3000 de picioare. Dacă ați reușit coordonarea cu approach-ul, dacă nu o să trec cu approach-ul, să solicit intrarea în spațiu controlat aerian și urcarea la 4500. Yankee Romeo 5662. Yankee Romeo 5662, am coordonat zborul cu Napoca approach. Vă informez că din de la Dezmir pentru Ghindari, trafic opus în zona Delta Mike 3 acum, Yankee Romeo 5414 în formație cu altă aeronavă la 4500 de picioare, Napoca approach solicită pentru dumneavoastră să urcați la 3500 sau 4000 maximum. Confirm 3500 de picioare, Yankee Romeo 5762. Confirm, urcați 3500 de picioare și puteți să contactați de pe acum Napoca approach pe 126430, zbor plăcut. 126 cu 430, mulțumesc frumos, Yankee Romeo 5662. Okay. Am mai extins lapsurile cu încă un nivel, un notch. Păstrez o viteză de 100 de km la oră pe latura de coborâre. Bionul este axat cu centrul pistei. Stăm la 500 de picioare față de sol în acest moment. Păstrăm 100 de km la oră. Avionul stabilizat, axat cu centrul pistei și cu viteză constantă. Începem consumarea energiei, facem un flare și touchdown. Voi ține jamba de bot ridicată, ca de obicei, controlez avionul din paloniere. Țin jamba de bot ridicată pentru că vreau să o protejez pe cât se poate. 0 degrees, 5 knots, runway 25, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 25, clear for takeoff. Așadar, am ajuns la Cluj. A fost o zi de zbor minunată. Turnul Cluj, Yankee Romeo 5662, aterizat cu full stop pe Dezmir. Mulțumesc frumos, o zi bună! Yankee Romeo 5662, confirmă turnul, o zi frumoasă, la rest. Țin jamba de bot ridicată după aterizare și rulez doar pe trenul principal de aterizare, pentru că trenul este destul de accidentat și o protejez foarte mult.
în felul acesta. Acesta a fost zborul. Voi suna la briefing Otopeni, s-a anunțat aterizarea la minutul 33. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați un like, un subscribe la canal, ajută mult. Mulțumesc mult, o zi frumoasă!